Consiliul Județean Călăraș a organizat astăzi în sala de ședințe o întâlnire de lucru cu primarii din județ, atât social-democrați cât și liberali. În cadrul ședinței s-a discutat despre repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit, estimată a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2023 unităților administrativ-teritoriale. Deși anul trecut unii edili liberali acuzau că instituția nu împărțea echitabil banii din buget către primării, s-ar părea că de anul acesta lucrurile se vor schimba, deoarece președintele Consiliului Județean și al PSD Călăraș Vasile Iliuță și liderul PNL Ciprian Panda și-au dat mâna și s-a instalat din nou dragostea în coaliția de guvernare la nivel local. Urmarea consultărilor pe care le-am avut cu domnul președinte Ciprian Pandea, astăzi am decis ca împreună să ne întâlnim. Avem pe ordinea de zi, de ce să nu spun, avem consultarea pentru ce înseamnă repartiția drumurilor comunale din fondul pe care a fost alocat de către Guvernul României în bugetul județului Călăraș. Împreună cu domnul președinte Ciprian Pandea și cu cei doi vicepreședinți din executivul Consiliului Județean vreau ca împreună să ascultăm probleme pe care dumneavoastră le aveți la nivel de localități și dacă sunt urgențe sau probleme pe anumite localități împreună să ne aplecăm și să încercăm să rezolvăm din procentul de ce repartizat de către Consiliul Județean pentru dezvoltare cei 6% și vor fi și discuții libere pe care cu toții o să le purtăm și o să mai ascultăm și problemele pe care dumneavoastră le aveți. Cred că trebuie să vă spun că am început un an nou acum și urmarea discuțiilor pe care le-am avut la nivelul conducerii naționale mi s-a transmis un singur lucru, să găsim orice soluție de negociere politică să putem să avem coaliția funcțională la Călăraș. Dacă anul trecut am mai avut mici fricțiuni, ca să spun așa, am decis la începutul anului împreună cu domnul președinte Iliuță să facem totuși coaliția asta să funcționeze nu doar la nivel național, ci și la nivel local. Sper că anul acesta să fie un an de dezvoltare pentru județul Călăraș și sper ca dumneavoastră să puneți umărul la absorpția fondurilor europene și nu numai, astfel încât bunăstarea venită de la Guvernul României să se vadă în traiul cetățenilor. Vreau să cred cu tărie că începând de astăzi chiar o să putem să facem alianță în adevăratul sens al cuvântului pentru binele cetățenilor și cred că dacă astăzi o să ne strângem mâna bărbătește ca niște oameni maturi, cu siguranță fiecare dintre noi va respecta ceea ce promite astăzi și cu siguranță, insist, bunăstarea se va vedea în ochii cetățenilor. Anul acesta ne-au fost repartizați pe drumuri județene și comunale suma de 9.809.000. Raportat la lungimea pe care o avem prin hotărâre de guvern clasificată ca drumuri comunale, avem un total de 148,775 kilometri. S-ar cuveni ca pe drumuri comunale să repartizăm suma de 1.736.000 lei în acest an. Acum, consultarea ar trebui făcută astfel încât știți că de-a lungul timpului aceste sume care au fost repartizate nu foarte, foarte mari, nu știu dacă au ajutat foarte, foarte mult și dacă s-au dus acolo unde ele au fost direcționate. Părerea noastră de la început de mandat a fost că ar fi foarte, foarte bine să cădem de acord și să facem o analiză ca această sumă să ducă acolo unde este mai mare nevoie și ca ea să-și găsească destinația și să fie folosită în acest scop. Asta este o propunere, urmând să consultăm și primarii dacă sunt de acord cu această propunere. În deschiderea ședinței, cred că ar fi bine să avem și niște momente mai speciale. Momente în care să recunoaștem valoarea administrațiilor locale și, de ce să nu spunem, a primarilor care gestionează, să spunem, localitățile, unitățile teritoriale administrative, cele care, să spunem, sunt cele care reușesc să aducă și conducerea Consiliului Județean și majoritatea în Consiliul Județean, majoritățile în Consiliul Local,
Toate astea sunt, să spunem, meritul dumneavoastră ca primari. În cadrul întâlnirii au fost acordate plachete unor primari din județ, iar Vasile Iliuță a promis că va continua această tradiție în fiecare an, la fiecare ședință cu primarii.